Hei, salutare prieten! Bine ați venit la un nou super tutorial de data asta! Astăzi învățăm să scoatem un obiect dintr-o filmare în After Effects. Ok, înainte de a începe, aș dori să-i mulțumesc lui Alin Morea din Cluj pentru donația prin PayPal. Apreciez tare mult acest gest și orice donație este binevenită, o să las un link în descriere, m-ar ajuta să aloc mai mult timp pentru aceste tutoriale. Ok, hai să dăm bătaie! Am aici o filmare de pe pexelsvideos.com și vrem să scoatem această notă muzicală de aici din colț stânga sus. Nu pentru că nu-mi place mie sau, nu știu, nu arată bine acolo, ci pentru că este un obiect mai izolat și în felul ăsta pot să vă explic mai bine procesul ăsta sau tehnica asta de a scoate un obiect. Bun, în primul rând trebuie să facem motion tracking sau să captăm digital mișcarea. Și o să ne folosim de trackerle din After Effects. Pentru asta trebuie să mergem la Window și să bifăm acest panou Tracker. Și o să vă apară aici în dreapta, eu l-am deja aici. Mergem pe filmare, dăm Track Motion și o să ne apară acest Track Point 1, da? Și noi trebuie să-l punem undeva într-o zonă, să zicem deasupra notei muzicale, care să aibă o diferență de culoare sau o diferență de contrast destul de mare ca să poată să urmărească acea porțiune. Și mare atenție, să fim cu acest cursor în stânga timeline-ului, da? De unde vrem să captăm. Și apoi mergem și dăm play sau analyze forward de aici și observăm că acest track point urmărește partea aia de sus a notei. Perfect. Și după ce am terminat, trebuie să luăm toate datele astea și să le punem într-un null sau toate keyframe-urile astea mai exact. Pentru asta mergem în compoziție, creăm un nou null, new null object. Apoi mergem din nou pe filmare, mergem la Edit Target de la Tracker și alegem la Layer nullul pe care l-am creat. Da, este singurul din compoziție și dăm OK. Apoi încă o dată vă spun, trebuie să avem cursorul în partea stângă, da? Pentru că de aici vrem să punem keyframe-urile pe null. Și apoi mergem la panoul Tracker și dăm Apply. Pe XY, OK. Și nullul va avea mișcarea trackerului. Foarte tare, nu? Bun. Acum hai să scoatem nota muzicală. Pentru asta mergem pe filmare, dăm Ctrl D ca să duplicăm, mergem pe filmarea duplicată, dăm click dreapta, Time Freeze Frame. Și o să avem primul frame înghețat pe toată durata compoziției. Acum o precompozităm, asta înseamnă să o ducem într-o altă compoziție și să o prelucrăm acolo. Pentru asta apăsăm Ctrl Shift C și o să ne apară panoul ăsta de precompose. Hai să dăm o denumire. Prelucrat. Puteți să-i scrieți ce vreți voi. Și bifăm Move All Attributes into the New Composition și dăm OK. Bun, și acum, nu știu dacă ați mai lucrat cu Photoshop, este exact aceeași tehnică din Photoshop cu Clone Stamp. Practic, luăm o bucată din apropiere și o punem pe partea unde este nota muzicală. Pentru asta, în primul rând, trebuie să ne ducem pe layer și nu în compoziție. Dublu click și o să ne apară aici pe layer. Ne ducem la nota muzicală. Hai să scoatem track point-ul ăla, pentru că nu mai avem nevoie. Mergem aici la Motion Trackers, Tracker, Delete. Apoi bifăm acest instrument, se numește Clone Stamp, da? Și o să ne apară un cerc. Iar dacă ținem apăsat control și apoi click și dăm în sus sau în jos, putem să mărim sau să micșorăm acest cerc. Să zicem că îl facem cam atât, da? Mergem pe aceeași linie orizontală, să zicem aici, apăsăm Alt, ținem apăsat Alt și dăm click. Adică luăm din zona asta și punem pe zona asta. Și dăm de mai multe ori click. Așa facem și sus. Ctrl Z dacă nu iese bine. Cred că Ctrl Z este cea mai bună combinație de taste în After Effects. Nu știu ce ne-am face fără Ctrl Z. Hai să o mai micșorăm puțin. Facem partea asta. Așa. Și aici ține de răbdarea ta de a curăța. Asta, bineînțeles, că este doar o tehnică. Mai sunt tehnici, dar asta este mai rapidă și eficientă, aș putea spune. Hai să mai mărim acum. Luăm de aici. Perfect. Ce frumos! Deci aici, mai rămân niște artefacte pe acolo.
Cred că este suficient, hai să dăm un zoom out. Bun, și am scos acea notă muzicală. Perfect. Hai să ne întoarcem în compoziția principală acum. Așa. Și mergem în compoziție, atenție. Hai să dăm aici un fit to comp. Perfect. Și acum, dacă îi dăm un ram preview, observăm că nu se întâmplă nimic, pentru că avem acel stil prelucrat. Da? Va trebui să-i facem o mască doar aici. Să avem doar porțiunea asta din acest prelucrat. Pentru asta mergem pe acest stilou și creăm o mască circulară, aș putea spune. Nu chiar. Așa, forma asta. Perfect. Și hai să dăm un feather, apăsăm F ca să apară featherul de la mască. Și dăm un feather destul de mare, dar să nu apară. Vedeți că dacă îi dăm un feather mare, o să apară filmarea asta de jos. Să dăm cam atât. Cred că este suficient. Perfect. Iar acum, dacă îi dăm un ram preview, hai să dăm puțin zoom out și dăm un ram preview, observăm că ea rămâne în același loc. Va trebui să urmărească porțiunea aia. Pentru asta mergem pe prelucrat, mergem pe spirala asta de aici și tragem de ea până pe acest nul. Dar mare atenție să fim în stânga timeline-ului, da? Iar acum când dăm ram preview, ta-dam! Acea porțiune va urmări filmarea. Și uite așa scoatem obiecte din filmări. Bineînțeles că asta este o tehnică, sunt mai multe tehnici și depinde foarte mult de filmare, de context și așa mai departe. Cam asta a fost tutorialul, eu am fost Tudor, sper că ți-a plăcut și sper să te ajute. Și dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like sau subscribe dacă nu te-ai abonat deja. Și ne auzim data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!